Două corpuri au fost descoperite într-o gospodărie din satul Taraclia, raionul Căușeni. Potrivit poliția, seară, o localnică a venit în vizită la victime, care erau soț și soție. A intrat în casă, unde a găsit fără suflare femeia de 72 de ani. Speriată, vecina a chemat poliția. Examinând locul în care s-a produs tragedia, oamenii legii au mai făcut o descoperire macabră. În fântâna din curtea casei zăcea mort bărbatul de 74 de ani. La prima vedere, polițiștii nu au găsit semne de moarte violente pe trupurile celor doi. Totuși, vor avea o viziune mai clar a celor întâmplate atunci când vor reuși să o interogheze pe fica victimelor. În vârstă de 44 de ani, ea este la evidența medicilor psihiatri, iar în scurt timp după depistarea cadavrelor, oamenii din sat au văzut o hoinărind speriată prin localitate. Asta îi face pe anchetatori să creadă că femeia a văzut ce s-a întâmplat cu părinții săi. A fost deschisă o anchetă, iar polițiștii sunt în așteptarea rezultatelor expertizei medico-legale pentru a afla din ce cauză au murit cei doi soți.